Numărul cuplurilor care s-au căsătorit în prima jumătate a acestui an este la cel mai scăzut nivel din 2013. Asta arată date oficiale, deoarece tot mai mulți tineri au amânat căsătoria pe fondul încetinirii economiei, dar și a creșterii costurilor de trai. Numărul căsătoriilor în China este strâns legat de numărul nașterilor, iar declinul este de natură să deranjeze factorii de decizie politică care încearcă din răzputeri să stimuleze populația, care a scăzut de ani de zile. Un total de 3,43 de milioane de cupluri s-au căsătorit în primele 6 luni ale anului, în scădere cu 498.000 față de aceeași perioadă a anului trecut, arată datele privind înregistrările căsătoriilor. Căsătoria este considerată o condiție prealabilă pentru a avea copii datorită stimulentelor și politicilor răspândite, inclusiv cerința ca părinții să prezinte un certificat de căsătorie pentru a-și înregistra copilul și a primi beneficii de stat. Mulți tineri chinezi aleg să rămână singuri sau să amâne căsătoria din cauza perspectivelor slabe de angajare și îngrijorărilor legate de viitor, în contextul încetinirii creșterii economice în a doua cea mai mare economie a lumii. Rata căsătoriilor a scăzut în China începând din anul 2014, deși a existat o ușoară redresare în anul 2023, din cauza cererii reprimate după relaxarea restricțiilor legate de pandemie, se așteaptă ca anul acesta rata să scadă la cel mai scăzut nivel din anul 1980. Universitatea de Afaceri Civile din China a anunțat un nou program de licență în domeniul căsătoriei pentru a dezvolta industriile și cultura legate de căsătorie, atrăgând disprețul utilizatorilor rețelelor de socializare care au pus la îndoială necesitatea unui astfel de curs pe măsură ce rata căsătoriilor scade, relatează Observator News.ro.